Cafeaua Nației, pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației. O chestie care ar trebui să ne deranjeze, părerea mea. Președintele României merge nu știu unde și începe să vorbească. România trebuie să aibă politici coerente legate de... Serios? Domnul Iohannis, știm, domne, știm ce trebuie să aibă România, românii, țara, știm asta. Doar nu suntem imbecili. Domne, vreți politici bune sau politici rele? Lăsați-ne să ne gândim un pic, domn președinte. Da! Vrem politici rele, În afară de hărți colorate și planuri frumoase, lumea se uită și la rezultate. Iar cei 15 km de autostradă dați în folosință în ultimul an și jumătate înseamnă ridicol de puțin. Omul nostru de tinichea a fost la uzinele Dacia. Le-a spus celor de acolo că nu sunt autostrăzi în țară. Brei, nu doar că ăia știu cel mai bine, dar Dacia se roagă de voi de ani buni să le faceți niște centuri ocolitoare, niște drumuri mai rapide, tocmai ca să le meargă mai bine business-ul. Domnule Iohannis, oamenii de afaceri au probleme clare, directe, pentru care vor termene de execuție. Simplu, bă, ne faceți centura ocolitoare la nu știu ce oraș sau nu? Dacă da, în cât timp? E, și dacă nu o faci până atunci, ce să-ți facem? Cam așa se pune problema. Ăluia îi arde buza pentru centura aia ocolitoare, înțelegeți? În ecuația competitivității, România trebuie să-și propună să facă trecerea de la argumentul costului forței de muncă la argumentul calității capitalului uman. Mamă, ce discurs, domn președinte, ia-ți part pe ea, da? Cum să te duci acolo și să spui: a, legat de acea centură ocolitoare, vreau să vă zic că România trebuie să fie o țară competitivă, cu o economie puternică și politici coerente care... Alo, nenea, vezi că nu te mai urmărește nimeni. Cred că au adormit și mașinile în uzină. Îmi doresc să văd oameni mai responsabili în funcțiile executive. Îmi doresc să văd oameni mai responsabili. Serios? E despre ce vreți dumneavoastră? Despre ceea ce vă doriți dumneavoastră, Iohannis Claus Werner? Le spuneți acelor oameni ce vă doriți? Și ei își doresc asta din 89, dar au dat numai peste oameni ca voi. E foarte haios să te duci în fața românilor de oriunde din țară, ca președinte al țării, și să le zici: bă, n-avem autostrăzi, n-avem nimic, dar știți ce? Mi-aș dori să avem, fraților, e da noi. Am făcut o atenționare publică, ca să zic așa, guvernului pentru lipsa de performanță în atragerea fondurilor europene. Nu am făcut-o cu răutate. Am făcut-o fiindcă cineva trebuie să le atragă atenția să se miște un pic mai repede. E, mi s-a părut chiar amical. Să știți, ați avut o atitudine foarte împăciuitoare azi, domn președinte. Vă priește Piteștiul, pe bune. Aerul ăla de uzină. Aolo, să nu vă ia mirosurile alea de vopseluri de cap. Mare grijă că așa ajung unii aurolaci, devin dependenți, e nasol. Domnule președinte, mai considerați penal pe domnul Tăricianu? De ce? De ce a râs? Ce-i de râs, domne? Și s-a și alintat așa, știi? A râs un fel de... Tare asta, mă, să-l faci pe unul penal, iar după aia să râzi. Dar acum, pe bune, când vă opriți din râs, domn președinte, o să ne răspundeți? Și o să râdeți mult? O zi, două, o lună, un an? Cam cât? Cafeaua Nației, pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.